Căștile astea de gaming au costat 10 lei. Le-am luat din China, am așteptat vreo 4 luni să le primesc. Important e că în sfârșit au ajuns. Trebuie să menționez, am mai plătit vreo $3 transportul, $3-4 transportul. Iar astăzi vreau să testăm aceste căști de 10 lei versus aceste căști care cică sunt profesioniste și versus aceste căști veterane HyperX Cloud Alpha care au trecut prin rage-uri, prin furtună, prin cabluri schimbate. Sunt niște adevărate veterane. O să vă zic părerea mea despre toate aceste perechi de căști și o să vă zic care e cea mai bună pereche de căști preț calitate în opinia mea. Așezați-vă confortabil pe spate, apăsați butonul de like, subscribe, Paul de un Pășop, hai să începem. Motivul pentru care ați intrat majoritatea pe acest video, aceste căști de 10 lei, o să vi le dau puțin mai aproape să vă uitați la ele, sunt foarte, foarte interesante la prețul acesta. Calitatea nu este wow, vă dați seama, la 10 lei. Însă vreau să spun că sunt surprins că merg și se aud surprinzător de ok. Firul nu este prea lung, e decent, îți ajunge până la buzunar dacă de exemplu vrei să mergi cu ele la școală. Bineînțeles, jack, 10 lei. Scrie care e left, care e right, e super importantă chestia asta, nu mă așteptam. Poți să le configurezi un pic, dacă ai capul mai mare, capul mai mic. Eu o să le dau la maxim, gen. Poți să le întorci așa un pic. Bă, îs foarte ok la banii ăștia. Foarte, foarte ok. Gata, le-am pus. Nu sunt cele mai confortabile, nu. Dar cred că merge de un sound test. Și o să încerc la editare să fac sunetul exact cum l-aud eu în căști, așa să-l auziți și voi. Foarte surprinzător pentru mine e că căștile astea au un pic de bas și au cumva sunetul, e o combinație de stereo cu un pic de bas. Sincer, sunt mega, giga, ultra surprins. Dacă aș fi fost acum, de exemplu, în clasa 10-a, le-aș fi folosit. Pe vremea când mă jucam CSGO de pe laptop cu 25 de frame-uri, mergeau căștile astea. Mai ales că merg, eu sunt cel mai surprins de chestia asta, că merg, adică la ce mișto arată, le-aș fi cumpărat numai așa de design, că arată șmecher și să mă prim cu ele pe sală. Trecem la următoarele căști. Căștile pe care le folosesc eu în momentul de față sunt niște eShark Tyco 7.1, sunet clar, compatibile cu PS4 USB negru. Acestea sunt niște căști pe care le-am primit de la cei de la eShark. Nu am dat banii pe ele, dar tot o să vă zic părerea mea sinceră. Așa, deci sunt bune, arată bine, au un build calitativ, nu sunt chiar așa de grele ca HyperX-ul Cloud Alpha, dar nu sunt nici așa de confortabile pe mine, cel puțin după câteva ore mă dor un pic urechile, mă doare și un pic aici în creștetul capului. De la căștile astea nu am avut niciodată această problemă, dar ce îmi place mai mult la căștile astea e că se aude mai bine basul, parcă e un pic mai puternic, un pic mai procesat, nu știu exact cum să vă explic. Și un alt plus, parcă izolează un pic mai bine, dar totuși trebuie să aducem în discuție căștile astea au 5 ani, au trecut prin războaie internaționale, mondiale, e posibil să nu mai funcționeze la capacitate maximă. Acum întrebarea de baraj, le-aș recomanda? Da, le-aș recomanda dacă vreți să încercați un sunet nou, așa un pic procesat, un 7.1 interesant. Însă dacă vreți cele mai bune căști calitate-preț, vă recomand să vânați la ofertă aceste căști, adică astea, bineînțeles cele de aici arată puțin tel mai bine. 359 e un preț mare, de Black Friday erau 250, iar căștile astea, dacă le prinzi la 250 de lei, cel mai bun preț ever pentru o pereche de căști profesionistă cu care poți să te joci Fortnite, CSGO, poți să te joci orice joc la nivel competitiv. În 250 de lei nu găsești nimic mai bun. Cam asta ar fi recomandarea mea pentru cele mai bune căști calitate-preț și prețul pe care, la care să-l luați. Merg și astea de la eShark încercate, dar trebuie prinse pe la ofertă un 200 de lei, ceva de genul ăla, și cred că tot HyperX-ul aș alege. Bine, probabil o să se supere pe mine ăștia de la eShark că căștile astea sponsorizare, dar na, n-o să mint niciodată abonații. Aia e, sunt un pic mai bune, ce să faci? Pentru cei care se întreabă aici, da, lipsește o pernuță, aici sunt un pic schingiuite. Căștile astea, repet, au trecut prin multe rage-uri, prin multe cabluri, au trecut prin foarte multe. Astea sunt căștile cu care m-am apucat de YouTube,
Cred că o să le țin numai așa amintire și încă merg. Dacă le pun o, dacă îi pun o pernuță aici, căștile astea pot să le folosesc fără absolut nicio problemă. Doar că eu le folosesc pe astea că arată un pic mai bine, arată mai noi și diferența, nu știu, e undeva 2-3-4% ca și calitate sunet. Bun, iar acum o să intrăm pe mapa mea de deathmatch, unde mă joc de obicei cu abonații, ești și tu invitat, ăsta este codul, aici mă antrenez și aici vreau să testez sunet. Uite că am găsit niște abonați online cu care o să ne jucăm și o să testăm aceste mirobolante căști de 10 lei. Mamă, ce deep se aude sunetul, dar de ce nu-i aud pe băieți? Salut băieți! Salut băieți! Salut! Mamă, Paul! Nu cred! Mă! Nu cred! Mamă, testez niște căști, băieți. Nu-mi dau seama unde sunt. Au, 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 au! Mă! Gigi! Mamă, pare că e mai stereo sunetul. Bro, dacă mă bați de 3 ori, îți dau bat. Mă, mă bat 3 ori, poate. Ia! E valabil pentru oricine care joacă mapa asta și mă găsește. Dacă mă bate de 3 ori, vă dau bat. Referitor că am făcut o mapă. Eu te-am bătut o dată. Eu eram ăla care te-am bătut. Sper să te bat acum. Vendeta flopper, ia. Paule, lasă-o aici. Ce try hard ai? Zi dacă nu dai try hard. Mă, da, mă, bag și-o tu aia. Bagă-te try hard. Dar faci două sau, faci clip sau ceva? Da. Apăreți în clip acum, ziceți salut. Salut! Da și voi, like. Da. Ia auziți. De toate, share, de toate! Ma, mare... L-am auzit pe Paul? Hai, Paul! Unde suntem acolo? Ma... Puuu, ce hitar meu! Ma, ce-mi plac shield-urile astea de pe mapă. Mai noastră! Scuze-mi! Paul, nu îl mai dau! Wow! În fine, băieți, v-am lăsat, dar v-am dat ad la toți pentru că vă jucați pe mapa asta. Hai, vă pun zi bună! Ceau, ceau! Ceau, ceau! Nebunesc! Nu am cum să folosesc căștile astea de 10 lei la ceva de genul ăsta mai serios. Pot doar așa, ar merge doar când vii de la școală, gen să asculti muzică, așa chill. În fine, intrați pe Paul 2M Deathmatch, jucați-vă, poate vă întâlniți cu mine. Eu vă pup, vă doresc o zi mirobolantă în continuare, salut!